seara, doamnelor și domnilor! Vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live! Astăzi discutăm despre demiterea, sau mă rog, demisia, aceasta este nuanța. Adi Mutu a anunțat că își dă demisia de la CFR Cluj, după ce echipa sa a fost eliminată din sferturile Cupei României de o formație de Liga a doua, Corvinul Hunedoara, cu 4-0. A spune că este cea mai mare umilință pe care CFR Cluj a trăit-o de la revenirea sa în fotbalul de elită din România în urmă cu 20 de ani. Așadar, după o înfrângere șocantă, Adrian Mutu își dă demisia de la CFR Cluj. Alături de mine în studio un alt Adi. Adi Popa, salut Adi, bine ai venit! Salutare! Și Cătălin Mureșanu, colegul meu de la ProSport, este alături de noi. Salut, Cătălin, bine ai venit! Mulțumesc pentru invitație, bună seara! Adi, foarte scurt până la urmă acest mariaj între CFR Cluj și Adrian Mutu, două luni. Și iată, după o partidă cu o echipă din Liga a doua, Adi Mutu se desparte de CFR Cluj, tu joci acum în Liga a doua la CSEA Steaua și mereu mi s-a părut că Liga a doua din România este subestimată, adică nu este chiar atât de rea pe cât se spune că este și cred că și aseară ne-am putut convinge de acest lucru. Da, da. Dacă ne uităm, dacă derulăm așa puțin timpul, ne uităm că acum 2 sau 3 ani Mioveni, echipă de Liga 2, a scos în baraj pe Hermannstadt, dacă nu mă înșel. Anul trecut Dinamo, care n-aveau lotul de anul acesta, au scos FC Argeș, care avea un buget și un lot mult mai numeros și mult mai bine cotat. De asemenea, Steaua rapid în cupă, nu? Exact, a fost acel 0-0, dar Steaua având ocaziile mai mari. Echipele de Liga 2 ușor ridică ștacheta și observăm că în cupă echipele de Liga 1 se chinuie pe terenurile echipelor de Liga 2 și cu greu iau puncte. Corvinu i-au bătut și pe Sepsi în cupă, pe Chindia și la pe a treia echipă la care au jucat a fost în deplasare una de Liga 3. Adică un asterisk, o echipă de Liga 2 fără drept de promovare. Da, da. Corvinul Hunedoara. Mi-aș dori din tot sufletul să câștige cupa, să meargă în Europa, să vedem ce... Da, să fie o situație mai... aceasta paradoxală. Să vedem dacă întreabă UEFA ce se întâmplă la voi acolo cu legea și cu toate cele, că noi nu avem nimic împotriva ăștia. De ce? Joacă în Europa League? Europa League va juca câștigătoarea. Așa, așa este, da, da, în Europa, da? League. Joacă în Europa League și aș vrea să termine și pe locul 1 sau 2. Și au terminat și pe locul probabil și nu intră. Ce se întâmplă? Păi nu, că și dacă ar termina pe 3 loc pe care sunt acum, tot li s-ar refuza barajul. Ei ar trebui să facem baraj, da, da, li, da, s-ar refuza barajul. Cătălin, cum spuneam, doar două luni a durat această colaborare dintre Adi Mutu și CFR Cluj. S-a vorbit foarte mult de faptul că Adi Mutu a ajuns antrenor la CFR în primul rând datorită prieteniei pe care o are cu patronul acestei formații. Lucrul acesta s-a văzut până la urmă și în felul în care a jucat CFR Cluj sub conducerea lui? De aici trebuie să plecăm. Cât de mult a fost dorit Adrian Mutu de către patronul CFR-ului, domnul Varga, la CFR. Ținem minte că aveam discuții cu antrenori de la CFR care auzeau că după meciuri patronul discuta cu Adrian Mutu. Am mai avut situații de genul ăsta cu Marius Șumudică în fotbalul românesc. Pe cât de mult a fost dorit Adi Mutu, atât de repede a plecat. Și eu nu cred că domnul Varga ar fi vrut să mai stea cu Adi Mutu în momentul. Asta a lăsat, aceasta a fost impresia lăsată în urma evenimentelor de astăzi, pentru că acolo a avut loc o ședință și Adi Mutu a venit și și-a prezentat demisia. Neașteptat, total neașteptat și pentru cariera lui Adi Mutu, care tot căuta să demonstreze. Era în căutarea... Da. Da. Adrian Mutu și-a dat demisia. Senzația pe care o avem așa de la distanță este că CFR Cluj nu l-ar fi concediat. Da, e o diferență enormă între a fi dat afară și a-ți da demisia. Adică el nu a fost demis. E total, total diferit. Probabil a simțit anumite lucruri în cadrul echipei sau nu cred că nu-l văd pe Adi să se dea la o parte de la o provocare sau ceva de genul. Și a luat decizia probabil gândindu-se că e cel mai bine pentru el să își dea demisia, pentru că
ce am văzut declarația după meci, că s-a simțit umilit. Adică, probabil, atitudinea jucătorilor în meciul de aseară, cu siguranță a cântărit foarte mult în decizia lui. Dar el a luat 7 goluri sezonul trecut la Ovidiu ca antrenor al Rapidului și nu și-a dat demisia atunci. Și a continuat ca antrenor al Rapidului, clubul i-a acordat încredere, nu ar fi trebuit să facă la fel și acum? Da. Acum e ușor din studio, dar nu suntem în pielea lui să simțim exact prin ce a trecut, în ce ipostaze a fost pus. Cu siguranță nu doar meciul de aseară, cred eu că este decisiv, dar a avut exprimarea un rol echipei, foarte important. Poftim? Exprimarea echipei. Categorii plus, probabil a sesizat anumite probleme în sânul echipei care nu țineau neapărat de el, poate și neavând control asupra lor, a decis să facă un pas în spate și să nu se asocieze cu ele. Este foarte posibil și chestia asta. Da, e posibil, Cătălin, să fi fost și această chestiune, mai bine zi tu că îți dai demisia decât să te dăm noi afară. Există în fotbalul românesc șantajul ăsta de ieși mai bine pe sistemul spre îți respecti afișul. Adrian Mutu este un nume. Însă nu cred. Cred că de data asta Dimutu și-a dat seama că nu poate să... E un vestiar greu, Mihai, la CFR. Să nu uităm ce a pățit Mandorlini cu liderii vestiarului, cu Deac. Aici cred că Mutu nu a reușit să se impună într-un vestiar atât de greu, cu nume importante. Apropo de acest conflict de care a adus aminte între Andreea Mandorlini și Ciprian Deac, crezi că odată cu întoarcerea lui Mandorlini, Deac va părăsi primul 11? Sunt curios dacă vor reuși să rezolve această situație, pentru că atunci nu găseai, nu te întâlneai la CFR Cluj cu astfel de evenimente. Tatăl fotbalistului să iasă în presă, să dea interviuri, să vorbească în numele fiului, chiar dacă după Ciprian Deac a venit și a zis, domnule, poți să vorbești și singur. Adică nu spuneau. Nu, dur, în termeni duri. Cred că pentru toată lumea este de neînțeles ce s-a întâmplat acolo. E foarte interesantă mutarea asta. Mandorlini, care a rămas în club, a fost detașat. Du-te, caută niște copii talentați prin Italia, prin Spania, ne trimis de contul biletele de avion, de tren și combustibilul. Nu se întâmplau lucrurile astea la CFR Cluj. CFR Cluj era un club care arăta a club profesionist de fiecare dată. Nu aveau probleme de genul ăsta. Nici reflectorul presei, microfoanele presei nu erau atât de anturate spre club cum sunt la echipele din București. Rapid, Dinamo, Steaua, FCSB, sunt niște chestiuni tare, tare ciudate. Dar asta a fost pofta patronului, Adrian Mutu. Da. Adi, declarațiile pe care le-a dat Adrian Mutu, de care ai amintit și tu, el e foarte supărat la adresa, se exprimă în termen dur la adresa jucătorilor, că le reproșează atitudinea și așa mai departe. S-a vorbit de-a lungul timpului despre tot felul de incidente care se întâmplă pe la echipe cu antrenori care sunt, știu eu, trădați de jucători. Ne întoarcem însă la acest subiect, dar acum să-l salutăm pe Bogdan Apostu, care este în legătură cu noi. Salut, Bogdan! Salutări, vă salut! Felicitări pentru această victorie, care spune că este, pe de o parte, cel mai mare succes pe care l-a obținut Corvinul de când a reapărut în fotbal și, pe de altă parte, eu nu știu să fi trăit o experiență mai dură CFR Cluj în ultimii 20 de ani. Da, mulțumesc. În primul rând, nu este doar meritul meu, este meritul tuturor celor implicați în proiectul Corvinul. E adevărat că pentru mine Corvinul reprezintă mai degrabă un proiect de suflet, pentru că eu sunt hunedorean și Corvinul este echipa care m-a lansat în fotbalul mare și probabil că acesta a fost principalul considerent pentru care am ales să mă înhoam la acest proiect. Mai departe, vis-a-vis de CFR, mie chiar îmi pare rău. Am relație bună cu Adi Mutu, sunt prieten cu el, chiar am stat cu el înainte de meci și povesteam. Cred că este, da, e o realitate dură pentru ei, dar cred că e mai degrabă vina jucătorilor și nu neapărat a antrenorului, pentru că nu e posibil ca jucători plătiți cu 10.000 de euro pe an să arate de maniera de care au arătat. Chiar dacă nu e treaba mea, o spun ca microbist mai degrabă, că nu e problema mea să judec ce se întâmplă la CFR, dar mai presus decât victoria și calificarea
Corvinului, care este una incontestabilă. Maniera de care a fost obținută, vă spun sincer că a fost, chiar că eu credeam, poate nebunia mea, eu și cu Maxim eram primii care credeam și speram că se va califica Corvinul, dar sincer, niciodată nu m-am gândit că poate să câștige cu scorul ăsta, dar mai ales de maniera asta, pentru că a fost un meci controlat la capul al fine de Corvin. Adi Mutu chiar spunea cu amărăciune de la finalul meciului că trei jucători de la CFR Cluj sunt echivalenți cu bugetul pe care îl are Corvinul. Eu vă spun că doi jucători. Nu vă dau numele, că nu vreau să jignesc pe nimeni, dar vă dau vreo trei calupuri de câte doi jucători, ca ale căror salarii însumează mai mult decât tot lotul plus antrenorii Corvinului la un loc. Da, cu atât mai incredibilă, să zicem așa, este această victorie la scor pe care a obținut-o Corvinul în compania CFR-ului. Da, pe mine, repet, m-a entuziasmat mai degrabă maniera în care a fost obținută, pentru că să poți domina de o manieră atât de categorică campioana României în 5 din ultimele 6 sezoane nu e de aici de acolo și probabil că aveți dreptate. Eu am o istorie cu CFR-ul, nu știu dacă voi știți, dar în 2003 am câștigat când jucam, eram jucătorul Corvinului, eram un copil pe atunci. Am marcat 4 goluri împotriva CFR-ului. Am auzit de această performanță, da. Da. Într-un singur meci, în 20 de minute, Corvinul a câștigat atunci cu 4-2 în Gruia. CFR-ul era pe primul loc, era începutul erei Arpad Pașcani, dar era totuși, deja era o echipă foarte puternică. A fost prima înfrângere a CFR-ului în acel sezon, care a marcat 4 goluri în 20 de minute. Deci am o istorie frumoasă, pot să spun, împotriva CFR-ului. Da. I-am văzut pe Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a dat lovitura de start, de asemenea pe Ioan Andone. Și văzând și victoria aceasta entuziasmată și numele acestea uriașe din istoria Corvinului pe stadion, pe stadionul care poartă numele Michael Klein, ne-am adus aminte de Corvinul de acum 40 de ani și de ceea ce se numea atunci în epocă norma hunedoreană. Adică Corvinul obișnuia atunci să marcheze, era foarte puternică pe teren propriu, obișnuia să marcheze către 4 goluri și toate aceste elemente parcă ne-au readus aminte de Corvinul de atunci în meciul de aseară. Da, am văzut poze, chiar dacă sunt hunedorean și Corvinul este echipa care m-a lansat pe mine practic în fotbalul mare, echipa la care am debutat în fotbalul profesionist. Niciodată de când mă știu eu nu am văzut o asemenea emulație cum a fost aseară. Am văzut cu 3 ore înainte de meci, și nu exagerez cu nimic, sute de oameni care stăteau la coadă la fiecare poartă de intrare în stadion. Ceva incredibil, chiar dacă ploua torențial, cu o oră înainte de meci erau peste 10.000 de oameni pe stadion. În total cred că au fost vreo 14.000 și cred că dacă stadionul ar fi avut 30.000 de locuri, s-ar fi vândut 30.000 de bilete, fără exagerare. Acest entuziasm extraordinar aduce firesc și următoarele două întrebări. Dacă în sezonul viitor Corvinul se poate bate pentru promovare în Superliga, dacă va putea să-și rezolve problema legată de statut și, pe de altă parte, dacă în viitorul așa cât de cât apropiat, Corvinul se poate gândi la un stadion nou? Păi, problema statutului este rezolvată deja, Mihai. Corvinul a rezolvat deja această problemă, s-a depus documentația necesară la Federația Română de Fotbal. Există o nouă entitate juridică, Corvinul din sezonul următor va avea drept de promovare, iar vis-a-vis de stadion lucrurile sunt clare, sunt ferme, sunt certe în sensul acesta, în ideea în care deja a fost aprobat de către guvern, caietele de sarcină au fost aprobate, s-au deschis plicurile și urmează ca în perioada imediat următoare să se aleagă de către CNI compania care va construi nou stadion. Dar cel mai probabil, dacă mă întreb termene clare, cred că undeva la finalul anului acesta se va demola vechiul stadion Michael Klein și undeva în primăvara anului viitor vor începe fizic lucrările, urmând ca în 22 de luni, termenul care este în acest proiect pentru finalizarea stadionului, Corvinul să poată juca pe noua arenă. Deci, realistic vorbind, cred că în 3 ani din acest moment Corvinul va juca pe nou stadion. În finalul discuției noastre aș vrea să-l elogiez și pe Florin Maxim,
care demonstrează și la Corvinul că este un antrenor bun, așa cum a demonstrat-o și la Schelimber, o altă echipă care face o treabă foarte bună în Liga a doua. Da, Max este unul din antrenori din care i-am crezut și cred foarte tare. Mai presus decât faptul că reprezint ca și antrenor, este prietenul meu și îl cunosc foarte bine ca om. Am fost colegi la Faro Constanța acum 20 de ani. Suntem amândoi din Hunedoara și asta contează. Am spus-o mai devreme, am vorbit doar despre mine, însă a trebuit să spun același lucru și despre Maxim. Să știți că a sunat telefonul destul de des și înainte de acest meci, dar și după această partidă, începând cu de aseară până acum, atât pentru Max, cât și pentru alți jucători pe care îi reprezint, fiindcă reprezint cam tot lotul de jucători la Corvinu. Dar Max a fost foarte ferm și a spus că vrea să rămânem în continuare, să ducem acest proiect la sfârșit, la capăt, și finalitatea este promovarea Corvinului în prima ligă. Iar în acest an, cred că evoluțiile permit Corvinului să viseze frumos și chiar dacă părea o utopie acum câteva luni, cred că Corvinul se poate gândi inclusiv la câștigarea cupei. Și mai vreau să spun ceva și cu asta închei, să știți că s-a aplicat pentru licența europeană. Corvinul poate juca în cupele europene, paradoxal, nu poate promova în Liga 1, dar în cazul în care va câștiga Cupa României, are asigurate 4 meciuri europene, pentru că virgulă câștigătoarea Cupei României este angrenată în primul tur din Europa League, iar dacă nu se va califica, va cădea în Conference League. Deci, practic, culoarul pentru câștigătoarea Cupei este unul mai bun chiar și decât culoarul pentru locul 2 din Liga 1. Da, Adi Popa este alături de mine în studio și chiar era curios pentru că, normal, el fiind la CSEA Steaua, vrea să vadă cum poate exista acest paradox, adică să n-ai dreptul de a promova în prima ligă, dar să ai dreptul de a juca în cupele europene. Pentru că sunt competiții, o să-ți răspund foarte pe scurt, sunt competiții organizate de către foruri diferite. Regula aceasta este doar la noi în România, pe cei de la UEFA nu interesează lucrul ăsta. Nu există să interzică unei echipe finanțate de primărie să evolueze în cupele europene, dar dacă vreți să fiu sincer, și după schimbarea statutului, Corvinu nu va deveni o echipă privată, va rămâne echipa municipalității, de altfel acesta este și sloganul pe care primarul l-a implementat, un oraș și o echipă, o comunitate, Corvinu. Se va schimba doar statutul juridic, dar finanțarea va veni în continuare tot de la autoritățile locale. De asta mi se pare o aberație și nu cred că performanța sportivă ar trebui condiționată de astfel de chestiuni juridice, pentru că eu cred că cel puțin jumătate, dacă nu trei sferturi, în echipele de Liga 1 sunt finanțate total sau parțial din bani publici. Eu cred că fără banii publici, fotbalul românesc nu poate supraviețui, mai ales la nivel de Liga 2, Liga 3, Liga 1, cam jumătate din echipe, dar la nivel de Liga 2 și Liga 3, spuneți-mi mie cum ar putea Călărașul, Alexandria, Schelimberu, Hunedoara încă e un brand cu istorie mare, dar cum ar putea orașele mici să atragă câte un finanțator care să plătească 1,5 milioane anual? Eu nu cred că e posibil lucrul ăsta. Nu, e imposibil. Bogdan Apostu, mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. O seară frumoasă în continuare. Cu mare drag, mulțumesc și eu și emisiune plăcută în continuare. Mulțumim, Adi. Iată că, până la urmă, discursul lui Bogdan Apostu sprijină și viziunea ta. Tu ai susținut mereu că CSEA Steaua ar trebui să aibă dreptul de a promova în Superliga și iată, avem această situație. Dacă va reuși Corvinul în acest sezon să câștige cupa, ea are deja licența europeană, va participa în Europa League, în Conference League, unde va ajunge, dar nu are dreptul de a merge în Superliga României. Anul acesta, anul viitor, deci va fi tot echipa primăriei, dar vor avea drept de promovare. Am înțeles foarte clar. Da. Sper să se poată face și la noi ceva de genul, adică, până la urmă, tot echipa Ministerului va fi, dar să găsească calea legală de a schimba forma juridică și a putea finanța în continuare Steaua sau nu știu ce soluții au, însă și licența europeană, din ce știu, costă, trebuie câteva zeci de mii de euro, dacă nu mă înșel. Da, ne aducem aminte că erau echipe din prima ligă din România care alegeau să nu-și ia licența europeană. Era foarte chiar dacă el ar fi avut posibilitatea, prin poziția pe care ocupa un clasament, să tragă la cupele europene. Cătălin, crezi că dacă s-ar întâmpla această situație, ca echipa din Hunedoara să câștige cupa, nu ni se mai pare ceva atât de imposibil, nu sunt echipe mai mari decât CFR Cluj rămase în competiție. Rezultatul ăsta,
Da. Deci ei pot visa în acest moment. E bine, dacă va reuși Corvinu să câștige cupa și îi se permite să joace în cupele europene, crezi că la Liga Profesionistă de Fotbal, la Federație, se va schimba perspectiva în privința acestor formații, gen CSEA, Steaua, gen Schellenberg, Corvinul? Bine, Corvinul și-a rezolvat, înțeleg. Dar se va schimba perspectiva în privința acestor formații care acum n-au drept să promoveze? Nu cred că se va schimba, pentru că știm de încăpățânarea Federației Române de Fotbal. Au spus, au trans, avem această teorie, pentru că practica urma să o avem. De foarte mult timp această idee. Mă scuzi o secundă? Te rog. Dacă ne uităm, chiar Răzvan Burleanu a spus că legea sportului trebuie schimbată. Adică exact. Federația vrea. Exact. Chestia e la LPF, cred. Ideea e în felul următor. Pe noi de fiecare dată, în regulamentele Federației Române de Fotbal, în legi, ne-a omorât practica. Pentru că în teorie a scris, de fiecare dată când ne-a lovit practica, am avut probleme. Și să nu uităm ce se întâmplă cu dreptul de promovare în fiecare an din Liga a doua în prima ligă. Pentru că nu știam, ne trezeam cu echipe în play-off care joacă în play-off, dar nu au drept de promovare. Și în timpul competițiilor, echipele se întrebau ce se va întâmpla dacă. E, răspunsul ăsta l-aveam după ce ajungeam la practică, fără acoperire în regulamente. E foarte ciudat ce se întâmplă, dar nu o să aibă ce să facă și va fi foarte important în momentul în care practica o să ne lovească, să vedem ce reacție va exista. Pentru că legile, cum spui tu, nu se schimbă așa ușor, Adi. Da, categoric. Însă eu știu sigur că domnul Răzvan Burleanu a susținut și a spus că legea sportului trebuie schimbată. Să nu-i convină. Adică, genul ăsta de strategie. Nu, pentru că a spus că dacă s-ar schimba legea sportului și federația ar putea accesa mai mulți bani de la guvern, ceea ce e în interesul lor. Acum, na, o lege schimbată de domnul Năstase în 2002, cum știm cum s-a schimbat și de ce. Mai acum, avem exemplele cluburilor din Serbia, care sunt departamentale până la Măduva. Steaua Roșie încasează exact. Undeva la 15 Partizan. Milioane de euro. Și joacă adică, cupele europene. Adică Champions exemplele League. Le-am avut, teoria a fost la noi, o știm. Nu s-a putut. Și în Germania, cluburile sunt deținute de primării 49-50% sau ceva de genul. Ok, nu investesc pentru că ei au un business, sunt un business, practic. Superliga, cluburi deținute de primărie. Acest paravan cu firmele care sunt tot firmele primăriei prin spate, ăsta este un paravan. Exact. În cazul Stelei, acest paravan nu e posibil pentru că cineva de acolo nu vrea. Că e clar că cineva nu vrea. Foarte suporterii posibil. Știu asta. Da, da. Înainte să discutăm cu Bogdan Apostu aici în emisiune, vreau să te întreb și despre această viziune, adică mulți oameni s-au gândit, după ce au văzut acest rezultat șocant, nu cumva la CFR Cluj jucătorii l-au lucrat pe Adi Mutu, pentru că la CFR a mai existat povestea asta de-a lungul timpului. Ne aducem aminte, era Cadu, Ricardo Cadu era un capitan care ajunsese atât de puternic la CFR Cluj, încât se spunea despre el că poate să decidă cine este acolo antrenor, cine trebuie să plece, cine trebuie să vină și așa mai departe. Tu, din experiența ta de jucător, cum simți, Adi? Jucătorii CFR-ului au fost incredibil de slabi în această partidă. Au fost de nerecunoscut. Adică, ok, pierzi, dar să nu existi pe teren, la Hunedoara? Eu nu cred în această teorie, adică nu văd în stare, mai ales a folosit prima echipă și nu pică pe el. El a băgat primii 11, poți să te gândești, domne, ok, a folosit pe cei care joacă mai puțin, nu s-au motivat, nu știu ce. Dar a folosit prima echipă, au intrat foarte relaxați, probabil i-au tratat foarte de sus pe cei de la Corvino, au crezut că meciul e câștigat dinainte. Ori când intri într-un astfel de meci, Corvino cu toată emulația, foarte motivați, a apărut și acel cartonaș roșu, e foarte greu să te mai montezi, te trezești așa cu un picior în groapă și e greu să mai ieși. Nu cred, adică să-l lucreze în niciun caz, adică sunt foarte mulți jucători străini, veniți vara trecută, în iarnă, care nu cred că ar fi avut atât de multă putere. Chestiile astea, de ce l-ar fi lucrat pe Adi Mutu? Că s-au supărat pe Antonini, el. Am înțeles de ce. Dar oare nu cineva din conducere, dacă tot mergem pe fantezie, cineva din conducere a vorbit cu câțiva jucători, conducerea care nu-l... Și-au dat seama că s-au păcălit probabil cu Adi Mutu. Da, poate măi, și băie, asta... Hai să o facem, să scăpăm și noi să Cristi avem... Cristi Balaje nu și-a ascuns, de exemplu, președintele executiv, nu și-a ascuns
lipsa de încredere, să zicem așa, în Adi Mutu. El nu a fost... Adi Mutu a fost capriciul patronului. De exemplu, Cristi Balaj nu a fost un fan al instalării lui Adi Mutu, iar, e adevărat, Neluțu Varga a declarat că și el este dezamăgit de ce s-a întâmplat înainte acestui meci cu Corvinu, adică ce se întâmplase și anterior cu Adi Mutu, antrenor. Da, a mărturisit public că nu este mulțumit. Și pe Neluțu Varga l-a învins practica. Că în teorie Mutu era extraordinar. Și nu, Mutu, am spus-o, Mutu vine și cu un afiș la el. Mutu are un nume. De asta probabil și reacția lui ieri după meci. A aruncat tot la jucători. Uite, domne, am jucat... Primii 11, adică ne interesa trofeul, pentru că în fotbal românesc, când vorbește cu Cupa României, mai vin echipe și spun, doamne, nu prea ne-a interesat trofeul ăsta. Există și scuza asta. Ei spuseseră clar că vor, este prioritate în această parte finală a sezonului, câștigarea cupei, o competiție pe care CFR n-a mai câștigat-o de 8 ani, o competiție care deduce în Europa League și, așa cum remarca și Bogdan Apostu mai devreme în dialogul nostru, ești chiar mai bine din postura asta de câștigătoare a Cupei României decât de pe locul al doilea din Superliga, care te duce în preliminarele Conference League, în timp ce câștigătoarea cupei merge în preliminariile Europa League și dacă este eliminată de acolo, are și varianta Conference League. Bun, haideți să ascultăm pe cei doi antrenori care au fost implicați în bătălia de aseară, Florin Maxim și Adi Mutu. Maxim, care obține o performanță fantastică, această calificare în semifinale cupei, el este deja pe podiumul Ligii a doua cu Corvinu. Pentru noi a fost un meci fără istoric. Am fost penibil, un rezultat umilitor. Cum spuneam și mai devreme la Clash, cred că avem o problemă de atitudine și de abordare și nu mă refer chiar în timpul meciului, ci ce s-a întâmplat după meciul cu Sepsi. Liga a doua cu un buget de 3 jucători de-ai noștri, deci ar trebui să ne fie rușine. Eu unul spuneam, în momentul ăsta nu am puterea să ierpe jucător pentru rezultatul ăsta, pentru că e umilitor, eu mă simt umilit și de aceea mă voi gândi bine ce voi face. De ce n-ar spera Coman, de ce n-ar spera Iacob, de ce n-ar spera Pop, Manolache, de ce n-ar spera că pot ajunge la o echipă, de ce nu de teapa CFR-ului. Otele are ofertă de 3 milioane de euro, 4 milioane, a jucat contra lui Iacob și eu cred că învingător din acest meci a ieșit Iacob. Dacă nu am visat sau nu am crede în ceva, ar trebui să ne lăsăm. Eu mai glumesc. În momentul în care îmi pierd energia și nu mai cred în lucrurile pe care le fac, mă las. Pentru că despre asta e fotbalul. I-am ascultat pe Adi Mutu și pe Florin Maxim. Adi Mutu a vorbit despre faptul că jucătorii celor de la FIP și în general echipa a fost una penibilă, este chiar exprimarea lui. Florin Maxim îl are pe acest Iacob pe care îl promovează foarte tare. El zice că dacă ar fi la CFR Cluj, l-ar cumpăra azi pe Iacob. Ți-a atras atenția în Liga a doua, Iacob, acest Iacob de la Corvinu? N-am stat să-l urmăresc în mod expres, dar să știi că sunt destul de mulți jucători interesanți în Liga a doua, care cu siguranță dacă ar fi la o echipă de top din față și ar fi sub lumina lupei așa puțin, s-ar schimba cu totul cariera lor și evoluția lor. Chiar jucătorii destul de talentați am prins la câteva meciuri. Aș vrea să te întreb legat și de prima ligă. Aici unde FCSB a câștigat pe terenul Farului, Craiova și ea a făcut o partidă uluitoare în compania Rapidului, în inferioritate numerică. Și lucrurile se duc așa spre o finală care va avea loc duminică. Dar ne întoarcem la acest subiect după ce discutăm și cu Costel Gâlcă. Bună seara, domnule Gâlcă! Bună seara! Cum ați văzut acest rezultat? Cum vi s-a părut acest rezultat? Nouă ni s-a părut șocant cu echipa de Liga a doua, Corvinul, care o bate cu 4-0 pe CFR Cluj în Cupa României. Tot e posibil în fotbal și mai ales în Cupa României, le dau prilejul echipelor mici de a motiva mult mai mult și în fața unei echipe foarte bune, dar cum știm, și motivația și atitudinea jucătorilor contează foarte mult.
Credeți că Adi Mutu ar fi trebuit să mai strângă din timp și să rămână la, la CFR? El și-a dat demisia, clubul nu l-a îndepărtat după această înfrângere. Ar fi trebuit să rămână să lupte în continuare în acest final de sezon cu CFR în campionat? Nu, depinde doar de el. De el, el știe mai bine ce se întâmplă la echipă și dacă are motivația necesară de a continua. Și din PT am văzut și-a dat demisia. Dar el știe mai bine de ce a luat această decizie. Dumneavoastră sunteți ultimul antrenor cu care FCSB a devenit campioană. Cred că pe vremea când dumneavoastră câștigați titlul cu această echipă, formația se numea Steaua. Între timp și-a schimbat numele, acum se numește FCSB. Se fac 9 ani de când a devenit campioană cu dumneavoastră. Credeați că vor trece atât de mulți ani în care FCSB nu va mai fi campioană? Nu, sincer nu. Pentru că an de an nu se investește foarte mult în jucători. Se iau jucătorii aproape cei mai buni din campionat. Dar să nu uităm că au pierdut un campionat sau două pe ultima sută de metri. Numai neșansa a făcut să nu fie campion înainte. Și anul acesta, după cum văd, e echipa cea mai constantă, cea mai bună, dar mai este de jucat. Din acea epocă în care dumneavoastră erați campion cu Steaua, alături de mine în studio se află și Adi Popa. Cum era? Salut, Adi. Bună seara, mister. Cum era Adi atunci? Era un jucător problematic? Era un jucător... Cum era în grupul dumneavoastră? El a ajutat foarte mult. Echipa a avut un sezon excelent și cred că a fost din jucătorii exemplari. De fapt, toți au contribuit. Și am spus-o de multe ori și cei din club și în anturajul clubului. De aceea s-au câștigat 3 titluri. Da, în acel sezon ați reușit să câștigați toate competițiile interne în care ați fost implicați. Apropo de, iată cât de complicată poate fi și Cupa României, atunci ați câștigat și campionatul, și Cupa României, și Cupa Ligii. Am spus-o, pentru că au fost aproape folosiți toți jucătorii și în campionat. Am folosit o parte de jucători, după aceea o parte din lot au fost mai mult folosiți în Cupa României și Cupa Ligii, dar au dat rezultate. Numai cu atitudine bună, au fost jucători foarte profesioniști și sunt în continuare unii dintre ei, ca în cazul lui Adi, în câte știu, mai joacă și numai așa se poate face performanță. Și cei, mă repet, și cei din jurul club, jurul nostru, au avut o atitudine foarte bună. Au fost pozitivi în toate. Adi, cum era cu Costel Gâlca, antrenor? Păi, sunt ultimele trofee câștigate, cum să fie? Am avut, din punctul meu de vedere, ghinion foarte mare că n-am intrat și în Champions League, pentru că ar fi fost un sezon perfect. Dar am pierdut la penaltiuri și la gol în minutul 93, la un minut, pentru că, ok, n-ajungeam la penaltiuri dacă n-am fi luat golul acela din faza fixă, din corner. Și s-au pierdut și bani și glorie, ar fost foarte important, dar sezonul a fost salvat. Adică să câștigi 3 trofee în 10 zile, cum le-am luat noi atunci, a fost un lucru imens. Domnule Gâlcă, Adi Popa aduce aminte de acea ratare incredibilă a calificării în grupele Champions League și vedem că noi de atunci n-am mai ajuns, nicio echipă românească, nu doar Steaua sau FCSB, ci în general nicio echipă românească n-am mai ajuns în grupele Champions League. Se fac 10 ani de atunci, de când am ajuns ultima oară. Pentru dumneavoastră este unul dintre marile regrete, este mare regret că ați ratat acea calificare în grupele Champions League? Bineînțeles, pentru toți. Dar, din câte mi-aduc aminte, și Adi a ajuns cu probleme la al doilea meci, la Ludogore, Sămărtean. Aveam câteva probleme la câțiva jucători importanți, cum a fost și Tănase. Da, și Adi și-a aduce aminte de Tănase, da. Păi da. Tănase a ieșit în minutul 5 sau 6, eu am jucat cu infiltrații la coaste și la umăr. Da. Da.
Da, iată și că tot la fel l-a avea. Tot așa, lovitură la coastă. Este adevărat că relația dintre dumneavoastră și Gigi Becali s-a rupt pentru că ați ignorat o anumită dorință în privința alcătuirii echipei sau ceva de genul acesta pe care și-a exprimat-o Gigi Becali? El tot timpul nu trebuie să știe și-a exprimat dorința de a juca anumiți jucători. Dar, cum am spus, decizia mea mi-aparținea în total. Așa că ascultam ce zice, dar deciziile mele mi-aparținea. Credeți dacă ați fi negociat mai cu atenție, nu știu, cumva, dacă ați fi fost mai maleabil, ar fi continuat colaborarea noastră cu echipa? Nu știu, nu. Eu, mi-a fost și așa, cu ajutorul, am spus, cu ajutorul celor care au fost prezenți în momentul acela, în anul acela și jucătorilor, dar nu a fost ușor de gestionat toată situația. Pentru că știți că este incomod, ele își exprimau unele dorințe și cum facem în continuare. E greu de lucrat. Depinde de om. Eu pot să intervin? Te rog. Eu cred că dacă ar fi fost mai maleabil, nu mai luam cele trei trofee. Aha. Nu știu, e feeling-ul meu. Foarte interesantă această perspectivă. Văd că și pe domnul Gâlcă îl amuză această intervenție a ta, această completare a ta. Deși vedem totuși, apropo de intervențiile lui Gigi Becali, că el este aproape de a deveni campion cu echipa lui în acest moment, în acest stil al lui propriu. Sunt deciziile, am spus, îi aparțin și poate să lucreze cu cine își dorește. Pentru că e clubul lui, investește și cine acceptă situația care decide el, poate să stea, să continue la club. Dar, repede, ajută foarte mult fotbalul românesc. Asta nu trebuie să uităm. Pentru că cumpără constant de la multe echipe din România. Ați mai fost în discuții cu cluburi din Superliga, din Campionatul României? Da, am mai fost. Dar nu... N-am ajuns la un acord total, să spunem așa. E posibil ca din sezonul viitor să vă vedem din nou în Campionatul României? Este posibil. Deci aveți discuții cu cluburi din România? Vedem. Ați jucat în aproape 70 de meciuri pentru echipa națională a României, ați fost la turnee finale de campionat mondial, de campionat european. Vă vom revedea pe teren cu ocazia acestui eveniment grandios de pe arena națională din luna mai, când generația de aur se strânge pentru acest eveniment. Înțeleg că vânzarea biletelor merge foarte bine și că veți avea parte din nou de o asistență fantastică pe cel mai mare stadion al țării. Da, sper să fie un moment important pentru toți. De fapt, s-au vândut foarte multe bilete, mi-au spus și colegii mei, și sper ca noi să ne prezentăm destul de noi, să fim la nivelul așteptărilor a spectatorilor pentru ultima dată. Eu cred că dumneavoastră aveți cele mai mari șanse să vă prezentați la nivelul optim, pentru că este incredibil cum vă mențineți, arătați fix ca atunci când jucați. Ne spunea Cică Popescu că la un moment dat va fi o probă a cântarului. Eram aici cu Florin Prunea, care a început să transpire un pic când a auzit de această probă a cântarului, dar sunt convins că dumneavoastră nu veți avea probleme. Nu știu dacă nu cumva aveți vreun kilogram mai puțin decât aveați atunci când ne jucați. Nu, am kilograme mai aveți mai multe, dar nu... Am mai multe, da. Dar nu se văd, sunteți... Da, eu sper să fie și pentru, nu, și un moment de a fi toți împreună și de ne a lua rămas bun de la Didi încă o dată. Da, Didi Prodan, cel este un moment, care ne-a părăsit atât de devreme. Un moment important pentru noi. Da, va fi un moment emoționant, fără îndoială, dedicat și lui Didi Prodan. Cum vă aduceți aminte de aceste turnee finale? Care sunt amintirile cele mai intense pe care le aveți din acea perioadă în care România obținea performanțe mari?
Bine, cum știm toți, în 94 a fost foarte aproape de semifinale. A fost un regret pentru toți. Ne vedeam atât de aproape de această performanță, dar n-a fost să fie, pentru că așa se întâmplă în fotbal. Poate numai neșansa a fost să n-ajungem în semifinal. Un regret foarte mare l-am avut și cu Croația, unde ne-au scos cu acel penalti, 98. Da. Aveți un invitat special al dumneavoastră pentru acest eveniment de pe arena națională? Un jucător pe care să-l fi invitat din străinătate? Deocamdată nu am niciunul, dar sper să duc. Ok. Ce senzații aveți legate de echipa națională de acum a României, înainte de Euro? Ce așteptări aveți? Cum vi se pare naționala noastră acum? Bine, sunt meciuri de pregătire, cel cu Columbia. N-a fost un meci prea reușit. Dar sper ca echipa națională să califice, să iasă din grupe, pentru că ar fi important pentru noi. Trebuie să fim conștienți că nu avem jucători de care să decidă un meci, dar totuși sunt câțiva jucători de valoare care au experiență internațională. Cine vă place cel mai mult din această națională? Mulți jucători, și Drăgușin, că a făcut pasul la Tottenham, dar Coman într-o formă foarte, foarte bună. Sper să aibă aceleași meciuri bune ca și la club. Aceia sunt jucători cu experiență, Stanciu, Petre Marin, care pot fi importanți pentru noi. Răzvan. Da, ne-am adus cu ocazia aceasta aminte și de tatăl lui. Ați fost jucător și antrenor în La Liga, în prima ligă spaniolă. Cum explicați dumneavoastră ce se întâmplă cu Yanis Hagi, care vedem că are evoluții bune când vine la echipa națională, dar în mod constant este rezervă, nu intră pe teren pentru Alaves? Alaves este o echipă care alergă foarte mult, trebuie să muncească mult mai mult decât la echipa națională, joacă mai mult fără minge și e greu să se adapteze într-un asemenea joc. Cum vi se pare pentru el dacă ar pleca, așa cum anunță unele publicații, dacă ar pleca în vară la Galatasaray? Pentru el ar fi un pas înainte, pentru că să nu uităm că e Galatasaray, campionatul și destul de puternic și dacă ar și juca acolo titular, ar fi perfect pentru noi și pentru echipa națională. Domnule Gâlcă, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Seară frumoasă, revedere, te salut, Adi. La revedere, trăiți, mister. La revedere. Apropo de eveniment, că banii vor merge către școlile de unde au plecat. Da. Costel Gâlcă a făcut școala generală undeva la granița cartierului Racova cu Ferentari, o școală de la care a plecat și Ana Maria Brânză. Aha. În general. Adică e da. Detaliu al evenimentului de pe Național Arena. Da. Bun. Adi, cu ocazia aceasta ne-am adus aminte de unul dintre cele mai bune sezoane din cariera ta, cel petrecut cu Costel Gâlcă. Mi-a plăcut această intervenție a ta. Dacă Costel Gâlcă n-ar fi fost atât de, să zicem, vertical în fața lui Gigi Becali, probabil că n-ați fi fost campion, zici, sau n-ați fi câștigat toată acea triplă de care pomeneam. Da, pentru că mister era tot timpul cu noi la antrenament, știa de fiecare cum s-a pregătit, în ce formă este. Așa, Nea Gigi poate avea o doleanță să-l vadă pe X sau Y, dar dacă acel jucător n-a fost bine toată săptămâna, ne-ar fi dat peste cap întreg mecanismul și ar fi fost foarte greu să mai câștigăm, pentru că în situația în care ajunsesem, pierdusem cele 10 puncte avans, aveam de jucat două finale, nu mai aveai timp de experimente și de dorințe.
Apropo de acest lucru cu avansul foarte mare pe care l-ați pierdut la un moment dat, FCSB are acum un astfel de avans. Crezi că Craiova mai poate redeschide discuția pentru titlu în meciul de duminică seară de pe Arena Națională? Nu, cred. Din punctul meu de vedere, nu știu, nu sunt foarte la curent cu statistica, dar poate mă ajută. În acest sezon, de exemplu, FCSB a câștigat cele două meciuri cu Universitatea Craiova, fiecare cu 3-0, fiecare dintre cele două partide. Fără drept de apel, dar de când au promovat, au vreo de victorie. De când e Craiova, cu dacă FCSB? Au câștigat vreodată la București? E o întrebare asta, nu știu exact. Nu cred. Adică nu cred nici eu, dar nu e imposibil să fie avut vreo victorie, dar cred că au avut maxim una dacă au avut. Oricum, asta spune multe, dacă noi nu ne aducem aminte de vreo victorie și trebuie să căutăm în arhivă. La cele două meciuri și la cele două victorii, că echipele sunt în momentul de față în alte situații. FCSB joacă în momentul de față și să-și protejeze și e normal. Nu mai este echipa spectaculoasă, pentru că mult timp FCSB a fost spectaculoasă. Craiova, Universitatea Craiova, pare într-un moment de revenire și vine clar cu un moral foarte bun după tot ce s-a întâmplat cu Rapid, la fel cu CFR Cluj. N-a jucat extraordinar Craiova, dar a câștigat. Dar după meciul cu Rapid poate exista, cei de la Craiova vor veni cu un moral foarte, foarte, foarte bun. Și mai e o chestiune, își joacă ultima șansă de a emite pretenții. Cred că chiar asta s-ar putea să fie un minus, pentru că joacă un meci cu presiune, ei nu prea au jucat meciuri cu presiune în ultimul timp, FCSB-ul mai fiecare an au jucat să joace și la egal meciuri cu presiune, da. Au foarte multe puncte avans. Noi în anul acela am pierdut în mai multe etape, cam vreo 14-15, acum mai sunt 8, nu era sistemul play-off, play-out. Au fost și anumite probleme la echipe cu jucătorii care nu voiau să prelungească și nu mai erau lăsați să joace, nu, adică era decizia clubului, chiar dacă știu sigur că Mister voia să-l mai folosească, pe l-au schis pe Prepe și la anumite meciuri au fost interziși, să spunem. Exact, că nu voiau să prelungească, după aceea când am ajuns cu cuțitul ăsta au început să fie din nou folosiți, adică, na, cam asta a fost situația. Dar nu ți se pare că în acest moment Universitatea Craiova, care obține aceste două victorii cu Rapid acasă, cu CFR Cluj în deplasare în începutul play-off-ului, nu ți se pare că joacă mai bine decât FCSB? Văzând meciul cu Sepsi și cu Faru, am văzut un FCSB foarte pragmatic, o chestie care lor le-a lipsit în ultimii ani și probabil de aceea nu au câștigat titlul. Ori în astfel de meciuri ai nevoie de pragmatismul acela. Experiența din punctul meu de vedere este de partea FCSB-ului, joacă acasă, punctele sunt de partea lor, adică au 7 puncte avans, nu? Da. Adică ei la egal îi țin sub ei tot la 7 puncte. Care de fapt sunt 8, pentru că la egalitate exact, de puncte ei sunt singuri, e singura. Da. E singura care n-a avut nevoie de rotunjire. Adică au foarte multe aturi și nu mai sunt meciuri. Asta e o altă chestie, pentru că ok, joacă acum cu Craiova, joacă cu FCSB și după aceea iar vor începe să joace între ele. Și mi-e greu să cred că virgulă Craiova va câștiga toate meciurile până la capăt. Din punctul meu de vedere, și la egal, tot FCSB-ul va fi campioană. Și mi-e greu să cred că virgulă Craiova va câștiga pe Arena Națională, cum n-au făcut atâția ani. Deși mi-ar place să se relanseze, să vedem așa până în ultimele etape un campionat strâns și pentru locul 2 și pentru locul 3, și, dar mi-e greu să cred, pentru că FCSB-ul valoarea este de partea lor și au și o formă bună, au jucători în formă, Coma, Nolaru, sunt bine. Cătălin, am putea asista la o situație fără precedent de când a fost introdus sistemul play-off. Niciodată campionatul nu s-a încheiat, să zicem așa, în ghilimele, atât de devreme. Adică dacă FCSB va câștiga duminică seară, mai sunt 7 etape de campionat, dar mai toată lumea zice, cred că și cei de la Craiova, și la cei de la CFR, cei de la Rapid, că dacă va câștiga și în această etapă, FCSB va fi campioană. Tocmai asta este ingredientul acestui sistem. În momentul în care fotbalul românesc l-a primit, cu asta au venit și au prezentat cei care l-au dorit și l-au implementat. Dom'le, spectaculozitatea. Vom avea parte de acest ingredient. Și așa e, cum spui tu, e primul an în care poate fi tăiată spectaculozitatea, cel puțin în lupta pentru titlu, unde contează, da, în mare parte.
Asta am spus. FCSB, nu că e la mâna ei, are câte două semne pe bilet de fiecare dată. Deci merge cu două semne pe bilet, da, orice s-ar întâmpla până la sfârșit. Poate să se acopere. În schimb, celelalte echipe nu-și mai permit și nu-și mai permit chiar pentru că au pornit atât de slab în play-off. Cred că au schimbat după anii în care am câștigat campionatul. I-am îndeplinit pofta lui Neagigi că de pas să fie campion, da, când a câștigat la 15 puncte 2 ani la rând, adică iată, cu mult timp înainte. Cu de pas și vreau să fiu campion, se poate... Anul acesta mai devreme. Da, o să fiu campion în post. Da, deja din post. Adică cred că de acolo, glumind, s-a plecat cu modificarea sistemului să nu mai existe. Să nu mai fie... Dezlegare la titlu. Da, să nu mai fie campioanele încă de Paște. Am vorbit despre... acest paradox cu participarea în cupele europene, cu toată nebunia aceasta, cu CSEA Steaua, care nu poate promova în Superliga, chiar dacă și-ar obține promovarea pe teren în Liga a doua. Tu cum vezi această situație în continuare? UEFA, pe site-ul său, prezintă pe FCSB ca fiind echipa istorică, echipa care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 86 și așa mai departe. Păi... trebuie să vină acea decizie definitivă și revocabilă, adică motivarea ei, dacă am înțeles bine, de la judecătorie sau de unde s-a judecat. UEFA trebuie informată și vom vedea atunci ce se întâmplă. Dacă doar se va modifica sau vor exista și alte sancțiuni sau alte chestii. Dacă Steaua va ajunge... avocat ne poate elucida. Dacă Steaua va ajunge în cupele europene, că vedem că Corvinul ar putea și a luat deja licența europeană, adică nu e ceva inimaginabil. Crezi că echipa actuală la care joci tu va fi prezentată de UEFA ca fiind formația din totdeauna, din 4-7, care a câștigat Cupa Campionilor? Cu siguranță și nu doar dacă va ajunge în cupele europene, ci și în momentul în care UEFA va fi informată de către Federația Română. Pentru că, din ce am înțeles, e obligatoriu când va veni motivarea, trebuie să informezi, pentru că e definitiv și revocabil. CSEA Steaua deține palmaresul până în 1998. Cătălin, ProSport a venit astăzi cu un material foarte interesant, pentru că după ce a fost pedepsit Gigi Becali cu 60.000 de lei amendă și 6 luni de suspendare, pentru declarații făcute la adresa unei doamne care arbitrează în Superliga României, el a reluat aceste declarații. Adică nu și le-a schimbat. Și a declarat din nou public la Fanatic că nu este de acord ca femeile să arbitreze în campionatul masculin. Și, mă rog, a elaborat pe această idee. Adică nu și-a schimbat deloc discursul. Și ProSport a venit cu această precizare, cu acest material, pe baza regulamentului. Dacă tu continui după ce ai fost pedepsit pentru ceva cu același lucru, odată că se poate dubla pedeapsa, știu eu, suspendarea, amenda și așa mai departe, dar se poate merge și împotriva echipei, adică FCSB, conform regulamentului, ar putea fi pedepsită cu o depunctare de 3 puncte. Cum ți se pare această posibilitate? Colegii de la ProSport cu siguranță se bazează pe litera regulamentului, însă să vedem și aplicarea literii regulamentului. Te întreb și eu, din ce funcție are Gigi Becali la FCSB? Stăpân. Stăpân. Da. În funcția de stăpân. Pentru că Gigi Becali chiar aici, la noi, în platou, a ajuns și pe la comisiile europene cu acea declarație în care a spus că a pariat pe meciurile din cupele europene. Primește amenzi. Nu știu dacă le plătește. Probabil le plătește, nu-mi dau seama. Contestă. Dar din și amendă. A anunțat că va contesta așa. Tot s-a spus că nu este într-adevăr în acte. Cu 99% este acționar. Dar este acționar la o societate comercială. Funcție în club are oare Gigi Becali? Eu, de asta, apropo de întrebarea ta, aș vrea totuși să remarc faptul că el, când a fost acum suspendat pentru jumătate de an, el în raport cu FCSB a fost suspendat. Pentru că un om care nu are legătură cu vreo echipă din România nu poate fi suspendat de la ceva de o comisie. Și care e raportul cu FCSB? Ce i s-a luat lui Gigi Becali? Ce drept i s-a luat dacă a fost suspendat? A fost suspendat Gigi Becali. Ce nu are voie să mai facă? La slujbă se duce. Să intre în vestiar înainte de meci. Oricum nu venea la meci. Eu altceva vreau să spun. Sigur că să reprezinte suspendare clubul de jumătate de an pe el nu-l afectează. Dar vreau să spun că în ochii
comisiilor, el este asociat cu FCSB, că altfel nu îi dădeau această suspendare de jumătate de an. Și în ochii lor, iar în fiind cazul asociat cu FCSB, trebuie el ar putea, prin declarații pe care continuă să le ofere, să aducă acest pericol asupra echipei cu această posibilă depunctare care este prevăzută în regulament. Crezi că Gigi Becali se poate abține vreodată? Eu cred că mai repede schimbăm regulamentul. Sau depunctăm FCSB, dacă așa spune regulamentul. Dacă duhovnicul îi spune, se abține. Păi da, dar tu ai văzut că se ia și dezlegare de la duhovnic. Primești dezlegare, adică duhovnicul e sunat și el o să spună, poți să vorbești, enoriașule. Aș vrea să îl ascultăm în emisiune și pe Marius Măldărușanu, care a vorbit la Exclusiv Rapid. Rapid care era, sigur, pe o pantă din această ascendentă, era foarte mult entuziasm în Giulești după victoria din ultima etapă din sezonul regulat, dar apoi a pierdut în primele două etape din play-off. Împlinește 40 de ani peste câteva zile. Am mai spus-o, l-am dat exemplu, nu numai pe el, toți care au o vârstă înaintată, este vina celor tineri. Da, el joacă până la 40 de ani, dacă nu știa să până la 40 de ani și alți jucători. Crezi că Rapidul va prinde cupele europene în acest sezon? Cred, au o echipă bună, vezi, au suferit când le-a lipsit Rahmani, pe urmă s-a accentat pe Trila, care la un moment dat când Rahmani a fost accentat, a venit cu ceva în plus Rahmani cu Funșo, pe care s-a accentat și pe Trila, o pierdere mare pentru ei, pe urmă Emers a avut și totuși Bergodi a gestionat-o foarte bine. Cristiano Bergodi a spus la Exclusiv Rapid că te vede viitor antrenând Rapidul. Tu te vezi? În viitor, am spus. Ți-am spus, am mai spus. Dacă va fi să ajung antrenor la Rapid, vreau să ajung că merit, nu că sunt rapidist. Au vrut să înceapă proiectul cu mine atunci de la Liga 4, dar au apărut niște probleme cu care eu nu sunt de acord. Știi foarte bine că trebuie să fii, că ai coloană vertebrală, trebuie să fii corect, drept. Și probabil ce am făcut eu atunci, le-am arătat că nu trebuie să mai greșești de maniera asta și probabil în viitor nu am mai greșit. S-a schimbat între timp și conducerea, s-au schimbat foarte mult. Dar nu vreau, n-are să mai vorbim. Lucruri care se întâmplau acum 15-20 de ani, rahaturi în contracte, alea și faci cu mine așa, care eu zveneam, îți dai seama. Adică, în fine, în momentul ăla am zis nu și gata. Marius Măldărășanu, care sigur a fost campion cu Rapid, are locul său important în istoria Rapidului, vorbește despre echipa la care a trăit cele mai mari satisfacții ca jucător. Adi, am văzut acest experiment fără precedent, a spune, în istoria fotbalului nostru. Principalul acționar al echipei merge împreună cu suporterii în deplasare. Deplasare din afara orașului, pentru că George Copos a fost cu o deplasare în Ștefan cel Mare cu Galeria Rapidului. Nu așa, e primul, domnul Șucu. Bine, aici e tot. Nici primul Berlusconi din Giulești, nici primul care merge cu Galeria. Acum cu autocarul. Cred că e primul care mănâncă parizer cu Galeria. Da, exact. Mâncat pe mă rog, ce mănâncă și suporterii. Nu mănâncă aia suporterii, adică nu merg cu mesele după ei să opresc prin parcări să facă picnicuri. Nu, asta este a fost o poezie. E așa, o metaforă. Okay. Eu aș vrea să te întreb, Adi, dacă ai fost jucător al Rapidului sau dacă la echipa unde jucai, acționarul majoritar, patronul, alegea să facă un astfel de gest, ce ar fi însemnat pentru tine ca jucător? Dacă te afecta în vreun fel, te influența în vreun fel? Nu poate decât să te motiveze, să știi că și patronul este acolo în lojă, nu poate să sune, nu poate să facă nimic pentru că este, ca să glumim puțin, e în galerie. Are gura plină. Da. Eu cred că te poate motiva pentru că îl simți în spatele tău la propriu cu galeria, te încurajează și eu văd o chestie benefică pentru ei și un gest frumos din partea patronului pentru jucătorii Rapidului. Păcat pentru deplasarea. Cred că a fost gestul mai mult pentru suporterii Rapidului, după ce domnul Șucu a venit și a spus, practic, i-a anulat așa în lumea asta a suporterilor, ultras, hooligans, cum mai sunt ei, și a spus că, domnule, aveam un buget așa pentru galerie, pentru transport, pentru ce a mai... A dat numărul concret, ce sumă exact, era... Exact, e clar că nu a spus bazacorii, n-avea de ce să mintă. Și după a plecat cu ei, adică să consume din bugetul de transport. Asta e o antiteză, asta a fost foarte interesantă. Practic îi anulezi pe ăștia spunând treaba asta, dând din casă cu acel element și după te duci și mănânci parizer cu ei.
Da, a fost o reconciliere, să zicem așa, pentru că exact. Suporterii s-au supărat când au auzit acea declarație a lui Dan Șucu. Mă rog, aș vrea să te întreb, Cătălin, pentru că tot l-am văzut pe Marius Maldărășanu mai devreme. Ieri la ProSport Live Andrei Nicolescu aici a vorbit despre atitudinea diferită pe care o are Hermannstadt în acest campionat, de la meci la meci, adică a jucat foarte intens cu Dinamo, a spulberat-o pe Dinamo în prima etapă din play-out și apoi în etapa a doua, spune Andrei Nicolescu, Hermannstadt nu a mai jucat la fel de intens în deplasarea cu Voluntari. Voluntarul bate pe Hermannstadt și sare peste Dinamo în clasament. După această declarație, domnul Nicolescu, fiind tamponat de domnul Bălănescu de la Voluntari, a venit și a făcut unele precizări. A spus, stai că mi s-a părut că am... Întors-o, cum se spune, din bajnă academic. Dar a întors-o spre Hermannstadt, adică el a spus și ieri în emisiune, ok, n-am nimic cu Voluntarii, ei și-au făcut înseamnă treaba. Înseamnă că Hermannstadt are ceva cu Dinamo. Acesta este sensul declarației lui Andrei Nicolescu. Că are sau că are nu știu ce interese sau că are nu știu ce motivații. Dacă te uiți la meciuri să vezi cum ce s-a întâmplat... pe teren, îți dai seama că are dreptate. Domnule. În același timp, Hermannstadt este o echipă care pe teren propriu joacă foarte bine. Bine, Hermannstadt a jucat bine din punctul meu de vedere și în deplasare cu Petrun, iar în deplasare nu joacă la fel de bine cu... Iar meciul cu Voluntari, pentru că a avut și ingredientul acelui Hens, care îți dă de gândit. Am discutat noi aici că de multe ori în fotbalul românesc lucrurile astea nu sunt întâmplătoare. Practic, poți să-i validezi declarația domnului Nicolescu, aruncată pentru că trăim în aceeași specula cuvintelor în fotbalul românesc încă de la emisiunile cu Traian Tomescu, cu această presiune, să punem presiune, să vorbim, să spunem. Însă de multe ori în spatele acestei presiuni sunt și lucruri care se știu. Știi cum era înainte? De ce ieșeau cei din cu vechii conducători să spună? Pentru că știau că au făcut și ei. Aici în cazul Dinamo nu cred că a făcut Dinamo. În Superliga, sigur. Nu. Pentru că în Liga a doua au mai fost unele meciuri de care chiar adversarii au spus că au fost destul de ciudate. Însă atunci așa era în fotbal românesc. De unde pleacă treaba asta? Pentru că nu găsim acest discurs în alte campionate. Adi, Dinamo a revenit pe loc direct retrogradabil după aceste rezultate din începutul play-out-ului. Crezi că te vei reîntâlni cu Dinamo în sezonul viitor în Liga a doua? Sincer, mi-aș dori, dar nu cred. Pentru că acum sunt puține puncte, dacă ne uităm de unde au plecat ei în iarnă, când aveau multe puncte de recuperat, parcursul pe care l-au avut, parcurs bun, eu cred că se vor salva. Dar de ce ți-ai dori, scuză-mă că te întreb, de răul lui Dinamo sau că ai vrea să ai meciul mai bun? Ca stelist îți dai seama, păi, doresc să mai ai un derby în Liga a doua, mai umplem stadionul odată, adică să... Mai multe ingrediente, nu le vreau rău, Doamne ferește, nu, fiecare cu treaba lui, dar ar fi o emulație din nou și ar fi frumos. Cătălin, diseară de la ora 21 avem exclusiv Dinamo aici pe YouTube ProSport, pe Facebook ProSport, cine este invitat la emisiune? Elis Bacai, fostul jucător Dinamo, care din punctul meu de vedere putea să ofere mai mult din ea, dar... N-a fost vina lui și o să explice de ce. Beckham al Albaniei, nu? Da, Cristiano Ronaldo. Așa l-am primit noi. Așa l-am, împrumutat de la presa, de la Tirana. Așa. Termenul o să povestească, o să spună de ce. Pentru că Elis Bacai, după ce a plecat de la Dinamo, a jucat foarte bine în Ucraina, campionat mai puternic și chiar în Belarus. Spun eu că atunci campionatul Belarusului era peste Superliga, cel puțin la nivel salarial, cu siguranță. La Dinamo n-a reușit să... Plus că discutăm de cotidianul dintre cele trei artere, Calea Floreasca, Șoseaua Ștefan cel Mare, Barbu Văcărescu. Da, și... Și avem ce discuta, pentru și că... Și sediul circului, să nu uităm. Da, între reanimarea spitalului de urgență și cupola circului să de nu stat. Să nu uităm, da, de aceste repere pe care le-ai invoca într-o metaforă de neuitat Cornel Dinu. Adi Popa, Cătălin Mureșanu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la ProSport Live. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că v-ați uitat la emisiune și vă invit de asemenea de la ora 20 aici pe YouTube ProSport, pe Facebook ProSport, pentru a vedea dezbaterea mea, ciondăneala mea cu Radu Buzăianu pe aceste teme pe care le avem, să zicem,
foarte încinse în acest moment, cu Mitriță, cu Adi Mutu, care este, iată, îndepărtat de CFR Cluj, cu dacă s-a terminat sau nu campionatul, cu Ianis Hagi, cu temele pe care le dezbatem zi de zi. Să aveți o seară frumoasă, continuare!